Auzi ce a spus omul lui Dumnezeu. A vorbit cu tine, a zis, aveți cuvântul, Doamne. Și spun aceasta pentru că am încredințarea că Dumnezeu este acela care se descoperă prin cuvânt. Fie că unealta este bună sau rea sau bipolară, cum era Balaam, dar Dumnezeu poate să trimită cuvântul lui neîmpiedicat. El face lucrul acesta. Și am credința aceasta că în momentele acestea când stăm în fața unui astfel de cuvânt, nu trăim o experiență didactică, ci una duhovnicească, și anume Dumnezeu se descoperă în cuvânt nou. Am fost într-o casă și o mare autoritate din țara noastră se uita la cuprinsul unei cărți care de predicare, și în cartea aceasta erau date toate aspectele, diversele aspecte ale predicării. Și dumnealui a răspuns, a rugat o singură privire, un screenshot, așa cum ai făcut-o. S-a uitat acolo la cuprins și a zis, zice, nu are valoare în domeniul predicării cartea aceasta. Are valoare în domeniul oratoriei, dar nu în domeniul predicării. Predicarea nu este oratorie, ci predicarea este a vorbi sub inspirația Duhului Sfânt. Aceasta este predicare. Și aceasta mi este rugăciunea mea pentru ocazia aceasta, în cadrul celei de-a treia întâlnire noastră cu tema dreptul de a refuza. Suferim foarte mult în viață când nu ne cunoaștem drepturile. E o problemă destul de serioasă și avem o datorie față de sufletul nostru și față de ființa noastră, cum suntem datori față de copil, să-l îngrijim, să-l păzim. La fel suntem datori față de propria noastră viață, să ne păzim inima de ignoranța aceasta. Nu știi care sunt drepturile, atât în domeniul social și material și fizic, cât și cel, mai ales cel duhovnicesc. Ați observat că în capitolul 1 al Evangheliei după Ioan, a deveni copil al lui Dumnezeu este un drept al tău. Nu ți-l poate nega nici familia, nici biserica, nici societatea, nimeni sub ceruri, nici împăratul, nici dictatorul, nu ți-l poate nega, nu ți-l poate nega nici propria ta ființă. Tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul, este un drept acesta. Și nu se poate nimeni așeza între mine și dreptul meu pe care mi l-a dat Dumnezeu. Nu, nimeni nu face lucrul acesta. Acum sunteți la curent cu revoluția aceasta socială în lume pe care a produs-o ideea drepturile omului. Și în drepturile omului au fost scrise mai multe compartimente, dar sigur este o listă cu totul incompletă și de fapt nu prea cuprinde niciunul din marile și adevăratele drepturi. Ce avem noi în lista drepturilor omului, acestea decurg. În Constituția Americană e singura Constituție din lume în care se spune că aceste drepturi decurg din creație. Dumnezeu a dat acest drept ființei umane, inalienabil. Și astăzi o să vorbim despre dreptul de a refuza. Ce să vă zic, în fața voastră stă unul care a suferit saci întregi de neajunsuri în viață din cauza neînțelegerii și netrăirea acestui drept de a refuza. Nu mă refer neapărat la ceva rău, au fost destule și rele pe care nu le-am refuzat, dar mă refer la faptul că am suferit foarte mult nerefuzând unele lucruri pe care le-am considerat bune, pentru că e bun, nu l-am refuzat. Ce să fac? Dacă e bine, e ceva bun, atunci nu l-am refuzat și mi-am dat seama că de fapt nu mi-am exercitat dreptul. De unde a venit asupra mea gândul acesta? Am intrat într-un local aici și să serve ceva de mâncare în așteptarea avionului. Și acolo se vindeau și băuturi alcoolice și erau și meciuri și tot felul de chestii pe ecrane și se vedeau acolo. Și m-am tras într-un colț și când observ că de fapt la raftul acesta cu fel de fel de sticle care erau acolo, despre care am uitat de tinerețea mea, fără niciun fel de excepție până astăzi, dacă vă spun ceva, m-a întrebat un polițai, zice, ați băut? Și am spus, zic, ultima dată acum 40 de ani. Știu cine sunteți. Imediat m-a recunoscut. Era noapte când m-a oprit. Și acolo, în localul acesta, am observat pe raftul acesta cu sute de sticle un afiș mare pe care scria, auziți voi, ne
rezervăm dreptul să refuzăm pe oricine. Wow! Ne rezervăm dreptul. Dacă era cineva băut să ducea să mai ceară acolo încă o dată, oamenii aceștia își rezervau dreptul să spună nu ție, nu-ți mai dăm nimic. Și sau se opreau acolo. Am luat cuvântul acesta, ne rezervăm dreptul de a refuza, și am cercetat în Scriptură și l-am descoperit acolo, dar sigur pe o altă frecvență, pe un alt plan. Nu o să stăm astăzi să discutăm psihologia sau filozofia, cât avem noi așa mărunțele fără meturi în domeniu cu privire la refuz. Și o să ne ocupăm de un aspect care adesea alunecă, ne scapă printre degete. Și anume, dreptul de a te refuza pe tine însuți. Suntem atenți când e vorba de propuneri care vin din afară. Dar nu la fel de atenți suntem la propuneri care vin din lăuntru. Revin spunând că Iacov descrie lucrul acesta în cuvinte clare, spunând, descrind de fapt, demontând procesul ispitirii, el spune așa, care om când este ispitit, este atras din lăuntru, nu din afară. Este atras de pofta lui însuși și apoi este momit sau este determinat și trece la acțiune. Întotdeauna, cuvântul lui Dumnezeu ne-a așezat în față oglinda pentru fiecare acțiune a noastră. Când înveți pe altul, spune cuvântul lui Dumnezeu, ai grijă să te înveți pe tine mai întâi. Este ordinea operațiilor. Și când vezi bârna din ochiul altuia, atenție la paiul din ochiul tău, mai întâi, ca să poți să faci operația aceasta. Când măsori ceva cuiva în domeniul justiției sau retribuției sau pedepsei, ia bine seama, tu îți măsori ție însuți, nu măsori nimănui, fiindcă aceeași măsură se îndreaptă în egală măsură înapoi spre tine. Nu știu, sunt convins că ați reținut aceste trei lucruri și o să le dezvoltați mai departe, și anume că înainte de orice Biblia, cuvântul lui Dumnezeu și tot ceea ce planul lui Dumnezeu în întregime reprezintă de fapt o ofertă. Nu este o obligație, nu este o impoziție, nu ni se impune așa ceva, ci este o ofertă. Și aceasta păstrează ceea ce ne-ai întrebat tu mai devreme, libera alegere a unui om. Și liber nu înseamnă radical liber, adică ce înseamnă om liber să răspunzi lui Dumnezeu și chemării lui. Este o ofertă, ceea ce noi învățăm cu această ocazie. Este o ofertă a lui Dumnezeu, dreptul de a refuza. Putem să exercităm acest drept sau putem să refuzăm să-l exercităm. Ceea ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu în Genesa, în capitolul 1, versetul 26, să facem om după chipul nostru, aceasta nu este o expresie magică, este un magic acolo. Flip-flop, am făcut un om după chipul nostru, ia să vedem cum am făcut un screenshot sau o poză sau ceva și o reproducere. No, este o ofertă. Un om fie va primi chipul lui Dumnezeu să-l poarte pe pământ sau nu-l va primi. Este o ofertă aceasta. Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru. Și apoi partea a doua spune să îi dăm stăpânire, control asupra a tot ce este. Dragii mei, sunt scrise munți de cărți cu privire la căutarea rostului vieții. Ce rost avem noi pe pământul acesta? Ce rost avem în universul acesta pe un fir de praf, călătorim și așa mai departe? S-au scris multe. Viktor Frankl scrie cartea aceasta, în căutarea rostului vieții. Omul este în căutarea rostului. Ce rost am eu aici? În momentul în care el descoperă acest rost, atunci îi spune Viktor Frankl, e în stare să sufere sau să facă orice. În foarte scurte cuvinte, rostul nostru a fost enunțat, nu impus, de Dumnezeu. Și anume, să purtăm chipul lui Dumnezeu pe pământ în viața aceasta, indiferent ce facem, unde suntem, unde ne găsim, purtând chipul lui Dumnezeu. Acesta este rostul vieții noastre, fie că purtând chipul lui Dumnezeu.
Și aceasta este misiunea unui pastor. M-am bucurat foarte mult, frate Costi, că ai sesizat că cineva dintre noi conduce mașina în timp ce vizionează și n-am să uit că ai purtat de grijă de lucrul acesta. Înseamnă mult pentru noi să vedem că ai observat lucrul ăsta și ai observat și când ai ajuns acasă. Acesta este un lucru mare. Dragii mei, în Galateni 4:19, pastorul Pavel al bisericii acesteia, cel care a întemeiat biserica, observă că membrii bisericii au pierdut chipul lui Iisus. El înțelege că misiunea unui pastor este de a conduce pe oameni să vadă și să primească acest chip al lui în viața lor și el luptă pentru ei și spune, simt durerile nașterii până va lua Hristos chip în voi. Acesta este obiectivul pe care are un slujitor al lui Dumnezeu. De ce este important lucrul acesta și este total, e capital, vreau să spun, definitiv este, din cuvintele Domnului Iisus Hristos. Fiecare om aparține aceluia al cărui chip îl poartă. Aceasta a spus Iisus. Și a răspuns simplu, judecata este pur și simplu o stabilire definitivă pe baza chipului pe care îl porți. Dați-i cezarului pe cei care poartă chipul lui sau diavolului pe cei care poartă chipul lui, dați-i lui Dumnezeu pe cei care poartă chipul lui Dumnezeu. Așa că lucrul acesta nu este un sport sau așa o ocupație oarecare în viață, ci este definitiv, definitoriu asupra destinului nostru, chipul pe care noi îl purtăm. Stăpânirea la care face referire Cartea Genesei este legată tocmai de purtarea acestui chip. Când ni s-a spus prin creație, omul este are posibilitatea aceasta, opțiunea aceasta, oferta lui Dumnezeu de a purta chipul lui Dumnezeu, a conectat cu ea stăpânirea lumii. Și a spus, prin creație ești făcut stăpân peste această lume. Ești declarat de Dumnezeu. Dar aceasta nu este de asemenea ceva impus. Este ceva propus de Dumnezeu. E pentru că în momentul în care refuzi să porți chipul lui Dumnezeu, nu numai că nu stăpânești lumea, ci lumea te stăpânește pe tine. Aceasta devine robie. Refuzul de a purta chipul lui Dumnezeu devine robie într-o direcție sau alta. Așadar, noi o să reducem cercetarea noastră de suflet de astăzi în special la acest aspect, a avea stăpânire asupra ta însuți. Nu putem vorbi de a avea stăpânire asupra lumii, asupra răului, asupra v-am dat putere să călcați peste șerpi, peste scorpii, peste toată puterea vrăjmașului. Nu putem vorbi de aceasta înainte de a primi în sufletul nostru stăpânirea de sine, libertatea aceasta pe care a promis-o Domnul nostru Iisus Hristos. Toate lucrurile acestea, luate pe fir și mergând la izvor, depind de purtarea chipului lui Dumnezeu în viața noastră. Se vorbește de mediu astăzi, se vorbește de mișcări politice, de războaie, de nenorociri și se încearcă rezolvare de mii de ani. Dar este o ecuație simplă, mai simplă decât al lui Einstein, este o ecuație simplă spusă de Iisus. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și toate eforturile lăudabile ale omenirii de până astăzi n-au putut să ducă omenirea la acel rezultat datorită faptului că lipsește aceasta. Și viața noastră, particulară, individuală, este marcată de eșec datorită aceluiași lucru. Am fost despărțit de Dumnezeu când am luat hotărârea asta. Am fost despărțit de Dumnezeu când am făcut lucrul acesta, când am avut această dorință în sufletul meu. Toate aceste lucruri depind de primirea sau de refuzarea chipului lui Dumnezeu în viață. Lucrul ăsta nu este, de asemenea, nu este ceva magic, misterios, mistic. Este o lucrare a lui Dumnezeu care e văzută, simțită, trăită de cei din jurul nostru. Ei declară lucrul acesta, că văd urma prezenței lui Dumnezeu. I-a spus lui Petru, se cunoaște că ai umblat cu el. N-a zis Petru, ia vedeți, se cunoaște că am umblat cu el? Nu, ci ei au spus treaba aceasta. Și ei nu erau prieteni cei care au spus lucrul acesta, dar au fost constrânși de evidență să accepte și să mărturisească faptul că el a umblat cu el.
Legat de felul în care noi trebuie să ne desfășurăm viața noastră pe pământul acesta. Trebuie să privim ființa noastră ca fiind fie un aliat, fie un vrăjmaș al nostru. Pavel s-a uitat în inima lui, avem o expresie care ne vom întâlni, și a spus, văd în mine dorința de a purta chipul lui Dumnezeu, de a asculta de Dumnezeu, dar văd în mine și o altă lege. Este realist, este cu picioarele pe pământ. Și întreabă, vreau să scap de legea aceasta care mă ține sclav păcatului și morții, vreau să scap de lucrul ăsta. Și cum, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Dragii mei, a refuza binele implică acceptarea răului. A refuza să purtăm chipul lui Dumnezeu, care ne va da stăpânire asupra ființei noastre și asupra lumii în care trăim noi, a refuza lucrul acesta, nu rămâne o acțiune fără urmări, ci înseamnă simultan și la aceeași proporție acceptarea chipului celălalt. Iisus a spus unor oameni, voi aveți de tată pe diavolul. Adică de unde spun lucrul ăsta? După chipul pe care îl poartă. Dar nu trebuie să rămână cineva în starea aceasta. Nu. După cum am purtat chipul celui din tâi, spune epistola, tot așa suntem chemați acum să purtăm chipul lui Hristos, până când Hristos va lua chip în voi. Suntem la distanță de o hotărâre, de această cea mai însemnată realizare a vieții și ființei noastre. Adesea suntem deraiați de la obiectivul acesta prin faptul că ne lăsăm implicați în niște lucruri aparent bune, dar nu întrebăm, este aceasta chemarea mea? Am dreptul să refuz un astfel de lucru? Da, dar e un lucru bun, este un lucru bun, dar întrebarea este, sunt eu chemat pentru acest lucru bun? Doi frați se ceartă, cum se întâmplă pe la biserică, și erau din biserică amândoi. Și spune, și vin la Iisus, Doamne, spune Tu dreptate. Azi că știți voi în sufletul vostru care e dreptatea, știți voi când mințiți, când furați, nu e voie să vă spună nimeni. Cugetul vostru v-a spus de mult cum stau lucrurile, dar o să vă spun ceva, spune Mântuitorul în Luca 12:14. Omule, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Deci el nu. În schimb, nu se retrage de acolo fără să împlinească lucrarea lui. Se ocupă de sufletul lor, că el știe că de acolo vine problema aceasta. El nu taie frunzele, el lucrează la rădăcină și le spune păziți-vă de orice fel de lăcomie. Lăcomia v-a adus în conflictul acesta. Nu încercați să rezolvați conflictul acesta, încercați să rezolvați lăcomia. Mergeți la doctorul acela care poate să vindece lăcomia, care el însuși s-a dezbrăcat de tot ce avea. N-a avut niciun fel de lăcomie. Și nimeni dintre voi, spune Petru în 4:15, întâi epistolă, să nu supere ca un criminal. Wow! Să fie acuzat de crimă. Păi eu am văzut pe cineva care a lovit cu motocicleta din greșeală. Greșeala a fost a pietonului. A lovit pietonul acesta care a ieșit în stradă cu vrej de dovleac pe cap și nu vedea unde merge și a intrat direct în motocicleta lui și a murit pe loc. Și atunci l-am văzut pe omul acesta când am trecut prin locul acela galben cum este ceara. Nu comisese o crimă. Era un accident, dar asta înseamnă. Aici spune nimeni să nu sufere ca ucigaș, ca hoț, ca făcător de rele sau. Sau înseamnă de aceeași, egal în importanță, ca unul care se amestecă în treburile altuia. Discerne lucrul acesta și exercită dreptul tău de a refuza. Vă mulțumesc, nu cunosc cazul, nu am dreptul. Pot să contribui cu o rugăciune, dar nu pot să contribui cu o judecată la acest capitol. Făcând lucrul acesta, pe de o parte exercităm dreptul nostru de a refuza, pe de altă parte exercităm controlul asupra situației. Nu situația ne controlează pe noi. Și noi suntem făcuți liberi să stăpânim atât ființa noastră cât și situația aceasta. Știți ce înseamnă un om care nu are control asupra vieții lui? Cine dintre noi ar vrea să meargă într-o mașină cu
200 la oră, fără frâne, fără volan, nu are direcție, nu are oprire, nu are... Cine ar vrea să facă așa ceva? Este un coșciuc zburător care se va sfărâma cu conținutul lui cât de repede. N-ar vrea nimeni să... Dar care e diferența când noi avem o astfel de viață, când corpul nostru, ființa noastră, ne duce cu viteza aceasta, fără control, într-o direcție sau în alta? Omul care nu este stăpân pe sine, spune Proverbe 25-28, este ca o cetate dărâmată, surpată, fără ziduri. Ori de câte ori vom citi în Biblie acum despre rezidirea cetății, rezidirea zidurilor, fabricăm lucrul acesta la ruinele ființei noastre. Știți în ce privință am fost noi ruinați printr-o hotărâre greșită pe care am luat-o. Bun, să rezidim ruinele acestea. Este un privilegiu pe care ne-l dă Dumnezeu. Știți unde este zidul dărâmat în viața noastră? Pe unde poate să intre vrăjmașul? Îți zice o vorbă și te-ai aprins. Înseamnă că zidul e dărâmat. El intră, iese pe acolo sau îți arată o poză sau îți oferă ceva și din clipa acela e călcâiul lui Ahil pentru tine. Dar Ahile avea doar călcâiul, însă unii oameni au mult mai multe puncte vulnerabile. Ochii sau mâinile sau glandele sau sunt multe puncte vulnerabile. De aceea suntem chemați la rezidirea cetății vieții noastre și la permanenta întreținere a zidului din jurul cetății. Oriunde a apărut această spărtură, imediat strigăm la Dumnezeu și refacem zidurile. Pentru că mii veacului acestui a spus Iisus, au înțeles bine importanța acestui control de sine, a stăpânirii de sine. Îl observați pe Haman în Estera 5, cum pe de o parte s-a umplut de mânie, iar pe de altă parte, spune versetul 10, a știut să se stăpânească. Și fii veacului acestuia sunt mai înțelepți decât fiii luminii. De aceea, cu ajutorul lui Dumnezeu și de la acest caz, și de la altele, și din natură, du-te și învață de la natură, învățăm dreptatea și adevărul acestor cuvinte pe care le-a spus Dumnezeu. Așa cum spuneam, ispita vine din lăuntru. Darurile par o piatră scumpă în ochii celor ce le primesc, dar nu în ochii lui Daniel. Daniel a spus, țineți darurile și dă altuia răsplătirile tale, ele vin la pachet cu lucruri care nu trebuie să fie niciodată în viața. Nu trebuiește așa ceva. Dreptul de a refuza exercită Daniel și după aceea exercită dreptul de a sluji lui Dumnezeu și oamenilor. Dacă se vor coborî în ei înșiși, spune 1 Regi, capitolul 8, aceasta înseamnă coborârea în conștiință. Și acolo confruntarea cu adevăratul motiv pentru care accepți sau refuzi un anume lucru. Dacă se vor coborî în ei înșiși și în momentul când ești înclinat să refuzi sau ești înclinat să primești, trebuie să te cobori în tine însuți de mână cu Dumnezeu. Ați auzit pe profesorul Dănăilă ce a spus? Marele neurochirurg a zis, în creierul omului nu se poate intra decât de mână cu Dumnezeu. Asta face ginerele meu. Bun, acum este și mai înalt, și mai grav. În sufletul tău, tu nu te poți coborî decât cu Dumnezeu de mână. Asigură-te de lucrul acesta întâi. Pavel ne spune aceasta în Roman 9:1, zice, eu mă cobor în cugetul meu, dar nu singur. Cugetul meu este luminat de Duhul Sfânt și El este acela care îmi este martor. Și atunci acolo vei descoperi că... primești sau refuzi un lucru fie de drag, fie de frică, fie de lene, fie de răutate, fie din credincioșie, fie din respect, fie din cauza imaginii pe care o ai sau a reputației, cu gândul cel bun, cu gândul cel rău, dacă te vei coborî în tine însuți de mână cu Duhul Sfânt care luminează cugetul, vei vedea aceste lucruri și în funcție de ceea ce vei vedea, vei hotărâ. Și noi vom deveni fie robii păcatului, cum a spus Iisus, cine trăiește în păcat este rob al păcatului și nenorocirea este că robul nu va rămâne în casă, va pleca. Iar cine este eliberat, este eliberat de fiul, fiul vă face liber și vă face liber cu adevărat. Care este partea noastră? Resubliniez, tu ești mâna dreaptă de ajutor al lui Dumnezeu pentru planul lui cu tine.
Tu ești primul om al lui Dumnezeu, ești vicepreședintele lui Dumnezeu în ce privește planul pe care îl are El cu viața ta. Ești primul ofițer, ești primul care răspunzi, ești mâna dreaptă de ajutor când lucrăm pentru tine. Dacă tu nu cooperezi cu Dumnezeu, din clipa aceasta planul lui Dumnezeu, așa cum a spus Evanghelia, fariseii au zădărnicit, au nimicit, au distrus planul lui Dumnezeu cu ei, refuzând cooperarea. N-au cooperat. Tu ești mâna dreaptă a lui Dumnezeu pentru împlinirea planului lui cu viața ta. Așadar, trebuie să urmărești lucrul acesta, pentru că el are urmări foarte serioase, atât prezente cât și viitoare, atât temporare cât și veșnice. Pavel spune așa: eu țin trupul meu în stăpânire, sub control, în orice privință, cuvintele mele, privirile mele, gândurile mele, simțămintele pe care le am, ce cultiv, imaginația mea, acțiunea mea, toate acestea mă port aspru, adică atent, foarte atent înseamnă lucrul acesta, mă port atent. Nu cred că ai putea să dormi liniștit sau nu dormi la fel când ai în cameră împreună cu tine pe cel care te iubește și e în stare să își dea viața pentru tine, nu este dragoste mai mare? Sau când ai în aceeași cameră un ucigaș, un vrăjmaș, căruia e sete de sângele tău, nu cred că dorm la fel. Nimeni nu poate să doarmă la fel. De aceea, în ființa noastră avem una sau alta. Avem fie un prieten, fie un vrăjmaș. Mă port atent, foarte atent cu mine însumi, mă observ. Caut să înțeleg, mă cobor în mine însumi, îmi înțeleg intențiile, gândurile, pornirile, de ce fac lucrul acesta. Dar nu fac aceasta în sensul psihologiei americane, toată ziua preocupată cu euul, cu creierul, cu cea, cu una, cu alta, lipsită de lumina Duhului Sfânt, cugetul luminat de Duhul Sfânt. Aici, acolo se produce adevărul și acolo avem acces la el. Ființa ta este aceea care se găsește la bifurcația aceasta a vieții. Și poate fi una sau poate fi alta. Ați observat și probabil că ați citit mult mai mult decât aș putea spune eu cu privire la efectul placebo, la această impresie, puterea impresiei până la anestezic, analgezic, care era păcioară și omul a trăit experiența reală, bazată nu pe un medicament, ci pe ideea lui despre medicamentul pe care l-a luat. Lucrul ăsta se întâmplă și în domeniul duhovnicesc. De aceea ne trebuie să confundăm niciodată senzația sau impresia sau părerea cu adevărul așa cum este El în Hristos Iisus. De aceea trebuie să ne coborâm în sufletul nostru de mână cu Duhul Sfânt și cugetul să ne fie luminat de El. Simți că ai vrea să mănânci, dar de fapt stomacul țipă după odihnă și ai senzația aceasta. Cineva mi-a spus că s-a lăsat de mult timp de băutură, dar odată i-a ars gâtul, a simțit că ia foc dacă nu bea și îi se părea că are nevoie să bea și trebuie să bea. În realitate, ficatul lui striga să nu face așa ceva. Dar senzația lui era aceasta. A trecut momentul acela și după aceea, mi-a spus ce mi s-a deschis ochii, am priceput că, de fapt, altul era apelul ficatului meu și al ființei mele, nu după a bea, ci după a ține departe așa ceva. Nu vorbi și nu acționa după senzație, ci intră în dialog cu cugetul tău luminat de Duhul Sfânt. Ați observat că Esau simțea că moare de foame. Serios, domne, un sportiv ca tine, care urci pe munți, care poți să stai zile întregi, să înduri, să vești un militar instruit nemaipomenit, chiar așa mor de foame, au zis, și a ce-mi folosește când mor? Să mor, frate. Dacă și-ar fi îndreptat ochii spre Dumnezeu, ar fi murit de râs, nu de foame, și ar fi dat seama că este o capcană. Dar el a urmat senzația aceasta. Am participat în București la un trist funeral, un deces teribil, o mamă tânără s-a sinucis.
pe baza gândurilor ei cu privire la copilul ei care era internat în spital, era sigură că va muri, așa gândea ea și s-a omorât înainte de el și copilul nu a murit, este până ziua de astăzi un domn sănătos și slujitor al lui Dumnezeu. Dar ea pe baza acestor gânduri. Gândul creează realitate pentru noi. Unii oameni au murit în vis, în diverse situații în care au fost, datorită unor frământări sau chinuri sufletești prin care au trecut. Lucrurile acestea creează realitate. De aceea, prezența lui Dumnezeu nu trebuie să fie ocazie sau întâmplătoare în mintea noastră și în conștiința noastră, ci trebuie să fie o prezență. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Orice gând, orice senzație, orice plăcere, orice, le luăm captive și le facem rob. Orice gând îl luăm captiv și îl facem rob ascultării de Hristos. Aș dori să subliniez importanța dreptului de a refuza, ai dreptul acesta, de a refuza răul și ai dreptul de a nu refuza binele, ai dreptul acesta de la Dumnezeu și deasupra tuturor ai dreptul de a deveni copil al lui Dumnezeu prin primire, prin primirea ofertei lui Dumnezeu. Voi ilustra acest lucru. A fost un celebru evanghelist, Halvorsen se numește, în numele dumnealui, acum se odihnește, este fiul dumnealui, are darul tatălui, va avea o evangelizare mare în Atlanta toamna viitoare. Și dumnealui a fost la Loma Linda, o ocazie, tatăl Halvorsen. Și ne-a spus că făcea parte dintr-un gang în New York, care avea o ocupație extrem de ciudată. Furau mașini de poliție și făceau acest fel de urmăriri groaznice printre alte mașini, de riscuri ce de neimaginat. Uneori vedem în filme lucruri care de fapt se întâmplă și în realitate și mai nou descoperiseră că e bine să fure două mașini de poliție și unul se făcea că le alergă pe celălalt și crea un spectacol teribil. A doua zi era pe televiziuni, pe ziare și au hotărât în seara aceea să fure două mașini de poliție care erau parcate la aceeași oră de către doi ofițeri, mâncau la același restaurant cumva, erau parcate acolo în față și erau echipați cu toate cele ca să le fure și să înceapă urmărirea aceasta pe străzi. Și erau patru, au venit cei trei la ușă și l-au sunat, dar el cu o clipă mai lungă sau mai scurtă, înainte a hotărât să exercite dreptul de a refuza. Și când ei au deschis ușa, au spus nu merg. Pentru colegii de gang a fost un șoc, l-au scuipat, au trântit ușa odată de a fost gata să se dărâme și l-au lăsat în casă. Dar știți bine ce spune, unde te-a scuipat boierul, te-a sărutat Dumnezeu. Toți trei au murit în seara aceea, băieții aceștia. Singurul supraviețuitor din gang a fost el care a exercitat dreptul de a refuza. În încheiere, te întreabă cuvântul lui Dumnezeu, ne întreabă pe toți și va întreba și pe cei care ne vor urmări cândva online. Vrei să te faci sănătos în privința aceasta? Vrei să te faci sănătos? E adevărat, sănătatea este ofertă a lui Dumnezeu. De unde știm aceasta? Pentru că există acest vrei. Vrei să te faci sănătos? Dacă vei răspunde, Doamne, da, dar n-am pe nimeni. Ba da, ai pe cineva, păi cine este cel care te întreabă lucrul acesta, vrei să te faci sănătos? Ai pe cineva. Uite aici, sunt chiar lângă tine. Veți cunoaște adevărul cu amare și adevărul tot cu amare vă va face slobozi, liberi. Dacă Fiul, El este adevărul, vă face liberi, veți fi liberi cu adevărat. Așa să ne ajute Dumnezeu să putem primi darul acesta. Amin. Amin. Cred că este potrivit pentru noi să ne plecăm capetele, să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu pentru a așeza cuvintele acestea în sufletul nostru, în mintea noastră și în acțiunile noastre. Pastor Nicu Butoi, vă invit să vă rugați pentru noi. Da. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru deschiderea sufletului Tău, deschiderea brațelor Tale. Îți mulțumim, Doamne, pentru ceea ce ne oferi în clipa aceasta. Dar noi suntem prea mici pentru o ofertă așa de mare. Personal,
mărturisesc că nu înțeleg decât nimic din ce înseamnă cuvântul acesta, nu mai mult decât înțelege un copil de la părinți. Te rugăm în numele Domnului Iisus ca Tu însuți, Doamne, să semeni această sămânță în sufletul nostru, Tu însuți să auzi și Tu să faci să rodească atât în ființa noastră cât și în jurul nostru. Amin. Îți mulțumim că suntem născuți dintr-o sămânță care nu poate putrezi. Amin. Dar, Doamne, ca nu cumva ea să rămână inactivă și neîmplinită în viața și ființa noastră, du până la capăt, cum ai spus, lucrarea ta în noi, prin Domnul Iisus Hristos. Amin.